Nu, sunt bucuros. Sunt bucuros pentru performanța obținută. Practic, a fost o misiune îndeplinită astăzi, pentru că am venit să ne calificăm. Am cedat inițiativa adversarului, ne-am apărat foarte bine, am avut o organizare defensivă perfectă. Adversarul și-a creat câteva situații de a marca prin centrările din lateral sau prin șuturile de la distanță. În rest, am făcut un joc bun. Îmi felicit jucătorii, au muncit, au alergat, au crezut în această calificare și ne-am dorit foarte mult să ajungem aici. Iată că am reușit această performanță. Aveți și specialiști, așa, Achim e specialistul golurilor decisive, penaltiurilor decisive, când s-a luat trofeul atunci a dat golul decisiv, acum gol din penalti, Mihai Popa decisiv acolo în poartă, sunt oamenii care poartă noroc echipei? Nu neapărat că poartă noroc, dar își fac foarte bine treaba. Adică Mihai este un portar de mare perspectivă și este specialist la penalti, a mai apărat și la Sepsi și acasă cu CFR-ul, a apărat și aici, deci este un portar foarte bun, de mare perspectivă și de mare viitor. Cosmin Achim este un jucător cu experiență, a jucat foarte mult la această echipă. Practic el a fost și capitanul echipei și la fel un foarte bun executant de penalti. Mă bucur pentru ei că au făcut un joc perfect, un joc bun, chiar dacă Cosmin Achim a jucat mai puțin, dar s-a descurcat foarte bine. Și Mihai, ce să-i spunem, a fost într-o formă foarte bună, că nu numai penalti, a avut și câteva intervenții sigure. Cum așteptați finala? Pe cine așteptați acolo în finală? Pentru că îi auzeam pe băieți, Achim ar vrea tot penaltiuri, așa, dar cum așteptați dumneavoastră? Deocamdată trebuie să ne pregătim pentru următorul joc. Următorul joc este cu FCSB. Vreau să arătăm bine, îmi doresc lucrul ăsta, să facem un joc bun și să scoatem un rezultat pozitiv. După care ne vom concentra și joi pentru finala cupei. Cum așteptați să fie arena națională la acest duel cu FCSB? Păi, având în vedere că lupta se dă practic între CFR Cluj și FCSB și noi suntem următorul adversar al FCSB-ului, anticipez că va fi foarte multă la stadion, foarte multă lume la stadion, ceea ce este foarte plăcut pentru toată lumea și pentru jucători și pentru staff, pentru toată lumea. Un joc de fotbal fără spectatori nu are niciun farmec, așa că ne așteptăm să vină lume multă, dar vrem să facem un joc bun. A fost o seară fericită pentru dumneavoastră, dar a fost și un incident unde s-a panicat toată lumea. Acum e Marcelo Lopez, acum după acea ciocnire și după ce a intervenit. Marcelo este bine, a avut ceva mețeli de moment, dar după aia și-a revenit. Nu știu exact situația lui Miguel, chiar îmi pare rău că s-a întâmplat în, chiar sub privirea mea acolo. Eu n-am văzut foarte bine faza, am crezut că Marcelo a lovit primul mingea, dar nu știu exact ce s-a întâmplat. Sper să nu fie o accidentare gravă pentru Miguel, pentru că este un fotbalist foarte bun și îmi doresc pentru el să treacă repede peste accidentarea asta. Sper să nu fie gravă.